uitați, halvaua noastră. Halva în două culori. Aceasta este rețeta de astăzi. Ia uitați. Așa, un deliciu. O bunătate. Bine ați venit la Prăjituri cu Camelia și bucate gustoase! Astăzi vom face halva. Aici i-am făcut ieri. Și astăzi vom face împreună. Vedeți? Halva făcută și cu cacao în două culori. Și să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Vom avea nevoie de 250 de grame de semințe de susan, apoi vom avea nevoie de 150 de grame de semințe de floarea soarelui, de 100 de grame de nucă, așa, apoi 100 de grame de miere de albine, un praf de sare, ulei de cocos 70 de grame, eu cântăresc totul în grame, și puteți pune și ulei de floarea soarelui dacă doriți, cine nu are. Așa, și aici avem cacao, o lingură plină. Deci cacao puneți după gust, cât de concentrat vreți să fie gustul de cacao. Și de migdale, de rom, de vanilie, ce esență vă place. Așa, și acum vom începe să prăjim puțin semințele. Și vom avea nevoie de o tigaie unde vom pune semințele de susan și le ținem un minut, două pe foc și amestecăm din când în când. Eu le-am prăjit pe toate înainte, că trebuie să se răcească, fiind în direct, ca să avem timp să le facem, să facem halvaua. Și amestecăm încet, încet, până se prăjesc. Le punem din nou în bol și le lăsăm să se răcească. Așa. La fel vom proceda și cu semințele de floarea soarelui. Le punem în tigăița noastră și amestecăm încet, încet să se prăjească. Tot la fel. Un minut, nu mai mult. Deci după ce s-a încălzit tigăița, două minute, aveți grijă să nu le ardeți. Așa, și amestecați încet, încet. Apoi le vom pune din nou în bol și le lăsăm să se răcească. Așa. Și la fel o să procedăm și cu nuca. Eu pun și nucă. Cine nu dorește să pună nucă, pune doar semințe de floarea soarelui. Și tot la fel amestecăm încet, încet și le prăjim puțin. Un minut, două. Aveți grijă să nu le rumeniți prea tare. Așa, după ce am făcut și nuca și am prăjit și nuca, toate trebuie să fie aici. Așa, punem din nou aici. Dăm deoparte. Și acum vom începe cu susanul. Să-l măcinăm și să facem pasta noastră de susan. Sau pasta tahini. Și pentru pasta noastră tahini vom avea nevoie de semințele de susan, deci 250 de grame, de uleiul de cocos sau uleiul de floarea soarelui 70 de grame și un prăfușor de sare. Așa. Și vom pune aici într-un blender semințele noastre de susan să le măcinăm bine. Așa. Vom adăuga și prăfurșorul nostru de sare. Cu
uleiul de cocos, am să-l topesc puțin. Și o să-l adăugăm imediat peste treptat. Îl pun un pic în microunde să se topească. Aici acoperim. Așa. Și o să mixăm. Așa, ia să vedem. Și acum începem să punem din uleiul nostru de cocos puțin câte puțin. Așa. Și blenduim până obținem o pastă. Deci pasta tahini, pasta de susan. Așa. Acum mai adăugăm puțin ulei de cocos. Și mai blenduim puțin până obținem pasta noastră. Așa, acoperim. Așa, ia să vedem. Și punem și restul de ulei de cocos aici peste. Așa, am să o las așa. Vom avea nevoie de un bol unde vom pune pasta noastră. Vedeți? Așa, și o punem în acest bol. Vom da deoparte. Deci aceasta este pasta de susan și dăm deoparte. Tot în acest vas o să punem și semințele de susan și o să le măcinăm. Așa. Împreună cu nuca. Punem și nuca. Miezul de nucă. Acoperim și măcinăm puțin, puțin și nuca cu semințele. Așa. Și am terminat cu zgomotul. Acum scoatem. Și vom pune totul peste pasta noastră de susan, aici. Și punem totul aici. Așa. Aici am pus pasta de susan, nuca și semințele de floarea soarelui. Acum voi topi puțin și mierea. Am topit și miere de albine și o să punem și miere de albine. Cine dorește să pună zahăr, face un sirop de apă cu zahăr și o să pună siropul de zahăr. Și acum fiecare. Eu am aici esență și puneți esență de care vă place. De migdale, de vanilie, de rom. Așa. Și punem și esență. O fiolă. Puteți... împărți în două și în cea cu cacao puneți esență de rom și în cea albă, în cea deschisă la culoare, puneți esență de vanilie. Și să amestecăm bine totul. Aici ne-a rămas cacao, deci o să împărțim în două și după aceea vom pune și cacao. Și amestecăm totul așa bine. Și aceasta este halvaua noastră. Are nevoie de timp ca să se... întărească, deci o facem astăzi pentru a doua zi. Eu am făcut ieri și am să vă arăt și finalul, cum arată. Și amestecăm așa bine toate ingredientele. Și acum voi împărți în două. Așa. Și voi pune o parte aici,
jumătate. Ia să vedem. Așa. Și dăm prima jumătate deoparte și aici în ce ne-a rămas o să adăugăm cacao. Punem o lingură plină de cacao. Așa, și amestecăm. Cum am mai spus, puteți pune esența la urmă și puneți în cea cu cacao, puneți esență de rom și în cea fără cacao, esență de vanilie sau esență de migdale. Migdale și puneți esență de migdale. Și acum, voi avea nevoie de puțină folie. Vom pune mai întâi halvaua simplă, o punem așa aici pe folie. Și vom întinde. Așa. Vom întinde așa până vom face ca o foaie. Eu vreau să o fac în două culori. Așa. Și dăm formă. Ținem așa cu un sucitor. Ia uitați. Așa. Și aici avem halvaua noastră simplă și acum să o facem și pe cea cu cacao. Tot la fel, o să-i dăm această formă dreptunghiulară. O acopăr puțin și o dau deoparte. Tot la fel întindem folia și punem halvaua noastră cu cacao aici, peste. Și tot la fel vom întinde. Se vede, da? Așa. Și întindem. Și acum, după ce am dat formă la halvaua cu cacao și cea simplă, o să le suprapunem una peste cealaltă. Vedeți? Așa. Și voi lua, ia să vedem dacă se vede aici, așa, ia să pun așa ca să se vadă. Voi lua halvaua cu cacao și o suprapunem peste cea albă. Ops, vedeți? Așa. Și acum nu ne rămâne decât să răsucim. Le avem pe amândouă, am să păs așa puțin aici și acum răsucim. Și luăm și facem așa o ruladă. Vedeți cât de ușor se face, cât timp a trecut de când am început directul. Așa. O puteți pune și așa în această folie sau în hârtie de copt. Nu să vedem dacă am tăiat-o bine.
smulge mai întâi așa bine totul. Și acum desfacem și o punem în hârtie de copt. Ia uite, și strângem așa bine. Vedeți? Și o voi pune în această formă, într-o formă dreptunghiulară. O strângem așa bine și o punem într-o formă dreptunghiulară și apăsăm. Vedeți? Așa. Și acum să vedem rezultatul. Eu, cum am spus, am făcut ieri și să tăiem, să vedem nemaratul fundul nostru. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Deci, a doua zi o putem tăia. Aceasta este halvaua. Ia uitați cum arată. Și să tăiem feliuță. Să vedeți cum arată. Uitați halvaua noastră. Halva în două culori. Aceasta este rețeta de astăzi. Acum o voi publica și pe canalul de YouTube Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și dacă aveți întrebări, îmi lăsați în comentarii și eu vă răspund cu mare, mare drag. Halva în două culori. Vedeți cum arată? Ia uitați. Așa. Un deliciu. O bunătate. Așa, putem pune aici. Susan. Și cu nucă. Un deliciu. Sper să vă placă rețeta. Puteți pune și migdale în loc de nucă. Și fistic. Tot ce vă place. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă mulțumesc tuturor. O zi frumoasă, pupici, multă, multă sănătate vă doresc. La revedere!